Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. C'est un plaisir pour moi d'avoir la chance de parler avec vous dans notre université. C'est un honneur pour moi, dans une autre responsabilité, de parler avec vous. Et nous avons, maintenant je peux dire, nous avons la chance, la Roumanie avait la chance de parler avec Monsieur Ristori. Et après ça, il y a une décision historique. Le laser de Măgurele, le plus important laser de l'Europe, c'est maintenant à Bucarest. Je vous remercie pour votre contribution. C'est très important. Madame et Monsieur, je parle en français. Pour le moment, je reviens dans roumain. Mais je veux dire pour tout, c'est un honneur pour nous pour avoir la chance de organisé ici dans notre université sur ces conférences. Domnilor și domnilor, este o bucurie pentru noi, repet, de a fi astăzi gazda acestei conferințe, dar în același timp să avem personalități de prim rang în universitatea noastră, în România și în universitatea noastră. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Lambert pentru prezența alături de noi în aceste zile în România și, evident, alături de noi în această conferință. Și să mulțumesc colegilor, prietenilor, aș putea spune, de la Asociația Municipiilor, reprezentați aici de domnul președinte Neguiță, pentru parteneriatul foarte bun, nu doar de astăzi sau din aceste zile, ci de lungă durată, al domniei sale personal, dar și colegilor primari cu care relațiile sunt foarte bune. Doamnelor și domnilor, am să încerc să punctez doar câteva elemente importante din perspectiva noastră, a celor care venim din universitate, din universități, într-o universitate care anul acesta împlinește 200 de ani de la fondarea sa, într-o universitate care este astăzi cea mai importantă, cea mai mare universitate tehnică din această parte a lumii. Universitate care, pentru aspeții din străinătate, în mod special, are peste 30.000 de studenți în științe și inginerie, numai în știință și inginerie, și foarte important, atipic pentru tot ceea ce se întâmplă în lumea academică și nu numai în lumea inginerească europeană și mondială, din cei peste 30.000 de studenți, jumătate din acești studenți sunt fete. Este un alt tip de experiență pe care îl dezvoltăm în această universitate, ținând cont, și menționez acest lucru, ținând cont de ceea ce se întâmplă, repet, în Europa și preocupările noastre vis-a-vis de balansul, de această preocupare a Europei de a atrage în inginerie și femei. Începem să ne punem problema dacă trebuie să atragem mai mulți bărbați în inginerie în universitatea noastră. Doamnelor și domnilor, nu suntem doar o universitate foarte mare, nu suntem doar o universitate preocupată de cercetare, care a investit peste 500 de milioane de euro numai în ultimii 8 ani în infrastructura de cercetare și în resursa umană, extrem de mulți bani în resursa umană, dezvoltând parteneriate foarte puternice și având sprijinul fondurilor europene pe care le menționa și domnul Negoiță. Dar în același timp am venit în fața comunității internaționale, românești și internaționale, cu soluții, atunci când vorbim de energie regenerabilă, cu soluții de smart campus, smart grid dezvoltate în universitatea noastră. Suntem nu doar, repet, o universitate care produce foarte bună resursă umană, producem cercetare și soluții pentru autoritățile locale și mă bucur că sunt foarte mulți primari alături de noi și le mulțumesc foarte mult pentru prezență. Universitatea este un producător de energie. Puțină lume știe, în cogenerare, avem propria noastră centrală de producție a energiei electrice, avem propriul nostru sistem de distribuție, avem un oraș pe care îl gestionăm în mijlocul orașului, nu suntem doar 30.000 de suflete în această platformă, suntem un oraș în care găzduim 10 luni pe an, circa 18.000 de suflete care locuiesc în universitate, și care se încălzesc, consumă energie electrică din ceea ce noi producem și reușim să furnizăm ca și energie verde pentru acest oraș și de o perioadă importantă de timp, având sprijinul partenerilor
american prin fondul, prin Agenția de Investiții și Dezvoltare a Statelor Unite, prin Comisia Europeană, să oferim autorităților o soluție de smart campus la cheie, cum spunem noi, având producătorii, transportatorii, consumatorii prinși într-un proiect comun în acest moment în universitate. Suntem, apropo de ceea ce discutam în aceste zile, în mai multe locuri din țară și din Europa, scuzați-mă, în fața dumneavoastră cu o soluție pe care o oferim comunităților la cheie și pe care o dezvoltăm în anii următori. Vorbeam de Smart Campus, astăzi, repet, putem să oferim aceste soluții pentru comunitate. Nu în ultimul rând, și încerc să nu vorbesc foarte mult, ne interesează extrem, extrem de tare parteneriatele europene, vorbea și domnul director general Ristori despre aceste parteneriate. Suntem în parteneriate cu foarte multe universități europene, cu foarte mulți furnizori de energie clasică, dar nu numai, energie regenerabilă. Suntem în parteneriat punând pe agenda europeană proiecte extrem de importante în această direcție, cu universități precum Politehnicile din Madrid, Torino, Milano, colegii noștri de la Paritec sau universitățile din Istanbul sau Budapesta și așa mai departe, fără să vreau să elimin pe cineva, dar o fi o listă foarte mare. Pentru că, evident, colegii noștri din România, pentru că ne dorim ca în aceste parteneriate să putem dezvolta soluții pentru societate. Ne interesează extrem de mult și profit de ocazia pe care o am în sală, fiind foarte mulți reprezentanți ai regiunilor, primari de comune, orașe, municipii importante, reprezentanți din toate țările europene, deci profit de această ocazie de a lansa apelul la colaborare în perioada următoare pe proiecte concrete în universitatea, nu doar universitatea noastră, ci universitățile românești, reunite în Alianța Română a Universităților Tehnice. Cele mai importante universități tehnice vin în fața dumneavoastră cu proiecte concrete pe care le vom prezenta în dorința de a avea municipalitățile, comunele, orașele alături de noi. Nu doar financiar ne interesează, ci ne interesează ca proiectele noastre, sprijinite de comisie, în contextul de care și domnul director general a vorbit, este extrem de important să putem merge mai departe în aceste parteneriate. Ultimul mesaj pe care vreau să-l dau astăzi este acela că, așa cum am spus și în fața presei, tehnologia poate fi explicată populației, oamenilor, mult mai bine, fără să vreau să jignesc absolut pe nimeni, dar mult mai bine de către oamenii de știință. Credibilitatea oamenilor de știință venite din diferite locuri ale Europei, ale lumii, este mult mai mare, este normală. În acest context ne dorim și în universitatea noastră și în țară și sunt convins și colegii noștri din Europa își doresc ca noile tehnologii nu doar să fie dezvoltate în universitățile noastre sau cu ajutorul universităților noastre, dar să fie prezentate societății în mijlocul comunității științifice, astfel încât populația, lumea să înțeleagă mai bine care sunt aceste tehnologii, sunt validate, sunt safe, chiar dacă uneori, pentru că din nefericire există și oameni care prezintă noile tehnologii ca pe un pericol pentru industria clasică. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru ocazia de a fi gazdă astăzi și vă doresc în această zi și în aceste zile mult succes în România. Vă mulțumesc!